Printre prioritățile actualei conduceri județene, încă de la preluarea mandatului din 2020, au fost, pe lângă sănătate, investițiile în infrastructura rutieră și punerea în valoare a vestigiilor istorice și a zonelor turistice din județ. Prezent la deschiderea sezonului turistic de la Giurgiu, Laurențiu Nistor, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a declarat că dovada unei strategii financiare și de promovare bine gândite și aplicate în ultimii ani este creșterea numărului de turiști care beneficiază de căi de acces modernizate, județul Hunedoara reușind să devină destinație turistică mai atractivă decât Maramureșul sau Suceava. M-am uitat pe toate pleanțele la toate partidele politice și toți spun că dezvoltăm turismul, facem cumva să sclipească România, dar nu spun cu ce și cum. Eu i-aș întreba concret, cum procedăm să dezvoltăm turismul în România, să fim mândri? N-au răspunsul. Iată că eu vă pot da răspuns, direcția noastră de promovare, acum o săptămână de zile, a obținut 3 diplome la București pentru turism și am devansat județe importante în ceea ce privește turismul și pot să afirm că anul trecut a fost cel mai mare număr de turiști în județul Hunedoara, încât am depășit multe, multe județe. În calitate de președinte al Consiliului Județean, m-am ocupat să facem drumul județean cu luarul de nord, care pleacă de la Ilia până aici la Giurgiu și până la limita cu județul Alba. Am reușit să-l facem până în stațiune, în așa fel încât stațiunea din Giurgiu, într-adevăr, se vede pus la punct. Este și meritul mare al primarul de la Giurgiu, un om deosebit, pe care le recomand de acum celor din Giurgiu să-l voteze cu încredere, fiindcă orice am zice, om ca el nu se mai găsește, sunt mulți care își depun candidatura, dar când îi vezi că interesul personal primează față de interesul colectiv de care este, nu cred că este bine. Îi doresc mult succes lui Vasile Cărăguț, sunt convins că va câștiga și sunt convins că din 9 iunie vom fi în aceeași echipă, el primar, eu președinte.